Dumneata, de Marin Soarescu. Într-o noapte, pe aici, pe la Cișmele, unde sunt casele mai rărișoare, din cauza stafiilor, care se zice că s-ar fi arătând pe acolo și oamenii s-au sfiit să pună case, ca să aibă stafiile loc, lărgime, să treacă în deal, în vale, libere, se întâlnește Grigorea lui Tăgărâlă cu unul care cam sclipea de departe, așa ca putregaiul. Bună seara! Ăla nu-i răspunde. Nu fi auzit, se gândește Grigore. Bună seara! Zice iar. Bună seara! În gână celălalt parcă ar fi avut țărână în gură și stă drept în cale. Nu-l mai lasă să treacă. Mă, tu știi cine sunt eu? Se uită Grigore și odată simte cum i se scoală căciula singură din cap. Hop! Și cade jos, plăț. Ăsta semăna cu unul de murise. Să tot fie luna. Păi, eu știu. Încercă el să-și facă... Ce să-și facă? Curaj? Te cunosc, dar nu știu de unde să te iau. Păi ia-mă și dumneata de guler. Rânjește străinul. Când să-l ia de guler? Nimic. Ăla era moroi. Dar mâna ai rămăsese țea până în aer. După aia i s-a făcut moale și așa a rămas. Bine că nu i-a zis moroiul să-l mai ia și de altceva, că paraliza tot. Așa a fost de părere și Coza, că s-a dus repede la el, zice, ai scăpat, ieftineică. Moroii din Bulzeci sunt arțăgoși. Când le strășunează din ceva pe câte unul fac cârpă, treanță, poți să ștergi lampa cu el, așa e de moale și afunat. Dar mi-a zis dumneata? Își aduce aminte Grigore. A, nu, că de purtat știu să se poarte. Nu sunt bădărani, țopârlani, motârlani, capsomani. Nu că le iau partea, dar trebuie să te gândești și la ei. Până mai ieri erau aici, cu noi. Într-o lume, va să zică. Odată mor și se pomenesc pe altă lume. Bună oară pe lumea aialaltă, care nu-i primește, nu știu din ce cauză, și îi trimite înapoi pe lumea cealaltă. Bună oară, asta a noastră, care se sperie și alungă, uite așa mi ți plimbă, cine mi ți-o plimba, da, aia sunt și moroi ăștia arțăgoși și se mai iau de unul ca dumneata. Nu mai îmi zice dumneata ca ăla. Îl trecu un fior pe Grigore. Da, matale, neacozo, cum, de ce nu ți-e frică de ei? Mergi, îi dezgropi, îi înțepi, îi belești, faci atâta bine comunei. Nu ți-e frică singur în cimitir? Coza tace și îl privește cu niște ochi. Cu niște ochi. Mie mi-au luat frica de pe vremea când trăiam. Cum vine asta? Și Grigore simte cum i se înmoaie și mâna ailaltă. I s-a strâmbat și gura în partea dreaptă. Vorbea așa, strâmb în dreapta. Dar nu mai știa ce spunea, dar tot ceva pe ideea. Cum vine asta? Am glumit, mă, nene, spune Coza când îl vede așa galben. Glumi o țâră și eu, ce piște așa de... Și începe să-i dea peste fălți și să-i îndrepte gura. Glumesc, ține-mă de guler! Să te îndrept bine acum cât e caldă poceală. Ia-mă de guler, mă! Cu se, zice Grigore pronunțând strâmb un se, că eu cheminile. Mâinile îi fluturau fără viață, ca niște mâneci. În locul lor, la numele Grigore s-a adăugat porecla îl moale.